Ai avut o apariție foarte, foarte sexy în această seară. Spune-mi cum a ales Cătălin ținuta și care a fost reacția ta când ai văzut-o. Mulțumesc! Asta este Cătălin, tot timpul când mă prinde, mă dezbracă. N-am ce să fac, soțul știe, e cu aprobare, deci e ok. Dar ți-a cerut vreodată, de exemplu, la ținute din astea foarte excentrice, să apelezi la vreo protecție gen să nu se vadă tot, cum a fost în seara asta? Nu, nu se bagă. Peste meseria mea și peste jobul meu nu se bagă și mă înțelege foarte bine și apreciez foarte mult lucrul ăsta. Probabil că nu-i convine, dar nu are ce să facă. Așa m-a cunoscut. Și până la urmă contează ca fiecare să aibă libertatea lui în ceea ce privește profesia. Da, și eu mă simt foarte bine când știu că are încredere în mine, când știu că merg acasă și că nu o să existe vreo ceartă pe acest subiect sau că mâine o să apară imagini cu mine din prezentare și că o să ne certăm, nu avem. Și mă simt foarte bine și sunt foarte fericită. Și Cătălin îmi zicea, o să te o mare bărbată, tu zic, nu, sunt extrem de liniștită din punctul ăsta de vedere. Are încredere în mine, știe ce are acasă, așa m-a cunoscut. Ai un corp extraordinar, o siluetă trasă prin el, cât muncești pentru a arăta așa? Mulțumesc, să știi că am avut foarte mari emoții, că știam la ce vin și că o să fiu așa mai în costum de baie. Muncesc destul de mult, încerc să am foarte mare grijă de mine, nu-mi iese, se poate și mai bine de atât, dar în situația asta e ok. Sală, am grijă ce mănânc, copilul mă ține activă, deci sunt bine. Și în plus am un soț care arată foarte bine, deci trebuie să mă țin acolo, bine. Spune-mi dacă ai și alimente pe care le-ai scos din alimentație sau pe care le consum foarte rar. Nu, nu am ținut niciodată dietă și nici nu o să țin. Sunt echilibrată, mănânc câte puțin din toate, îmi place să mănânc. Ați bifat o premieră zilele trecute, a început grădinița și am văzut că a fost totul bine, dar tu ai trăit intens momentul. Doamne, ce emoții, ce săptămână, este plină de emoție săptămâna asta. Da, l-am dus pentru prima dată la grădiniță. Eu am avut emoții, eu am plâns, el nu. Astăzi a fost a doua zi și nici nu a trebuit să duc muncă de convingere. Chiar mă aștepta de dimineață cu ghiozdănelul pregătit. Hai, mamă, odată! Și totul a decurs foarte bine. Sunt șocată, sper. Cumva mă bucură, dar cumva mă și întristează acest lucru, pentru că dau seama că a crescut și este independent și nu vreau să semene cu taică-su. Așa, independent. Vreau să fie puțin mai lipit.